Curtea Constituțională a anulat azi legea prin care limba rusă devenea limbă de comunicare în relația cu statul, la fel ca și limba română. Actul a fost declarat neconstituțional în urma unor sesizări depuse de către deputații Dinu Plângău, Maria Ciobanu și Octavian Țâcu. Hotărârea este definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac. Amintim că legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul țării noastre, care, potrivit autorilor, urma să reglementeze relațiile între vorbitorii de rusă și stat, a fost votată la finele anului trecut de către deputații Partidului Socialiștilor și cei ai Platformei pentru Moldova.